Săgeata Năvodare a jucat în etapa a cincea din Liga Secundă la fotbal în deplasare cu CF Brăila. Formația din nordul litoralului nu a jucat rău în prima repriză, dar s-a văzut condusă la pauză cu scorul de 2-0. Golurile gazdelor au venit de pe flancul stâng al defensivei dobrogene și au fost marcate de Bălțoi în minutul 18 din lovitură de la 11 metri și Boșoi în minutul 29. În repriza secundă, Săgeata a ieșit la joc forțând egalarea și după o ocazie uriașă irosită de Dorel Zaharia, Vezan a redus din diferență în minutul 56 gol marcat din lovitură de la 11 metri. La acea fază, gazdele au rămas în inferioritate după eliminarea lui Ivan pentru proteste. Din acest moment, pe teren a fost o singură echipă, Săgeata Năvodari. Jianul a egalat în minutul 89, iar Vasile Șicu a adus cele 3 puncte la malul mării în minutele de prelungire. O victorie muncită venită după o demonstrație de ambiție și încredere. Dușul rece din etapa trecută, când au scăpat printre degete o victorie care se contura cu claritate, i-a trezit la realitate pe elevii lui Aurel Șunda, care acumulează 11 puncte și revin pe podiumul seriei Est, locul 3 după Sportul Studențesc și CSO Topeni.